spun, bal al bobocilor se organizează în modul următor. La nivelul școlii se stabilește un comitet care se ocupă de partea artistică a programului. Acest comitet care se ocupă de partea artistică a programului are în vedere atât manifestările artistice ale elevilor proprii, respectiv ale bobocilor care sunt angajați în acest concurs, cât și partea de invitați. De obicei, atunci când faci parte dintr-un liceu cu posibilități financiare mai mari sau cu părinți care pot să contribuie la desfășurarea unor astfel de manifestări sau cu sponsori darnici care ajută unitatea școlară pentru a desfășura un bal al bobocilor în condiții corespunzătoare, se plătesc trupe care sunt invitate din exterior prin intermediul anumitor agenții. Atunci când posibilitățile financiare ale elevilor sau ale școlii sunt limitate și acest lucru se întâmplă la noi, sunt invitate trupe care nu solicită o recompensă în bani pentru prezența lor pe scenă. Noi am făcut invitații către trupe, către artiști locali care nu au solicitat o recompensă financiară. Printre aceste trupe a fost și trupa Dance Art Vanian, compusă din copii de la școala generală, trupă care de altfel are un palmares foarte bogat. Noi am urmărit înainte de desfășurarea finală a balului bobocilor, am urmărit la repetiția finală modul în care evoluează concurentele noastre și modul în care se prezintă invitații din exterior. Pentru trupa de dans am urmărit o înregistrare video a dansului pe care ni-l vor interpreta, ni-l au interpretat la bal. Înregistrare video cu o linie melodică în limba engleză, din care noi nu am înțeles semnificația cuvintelor pe acel fragment pe care îl acuză cei de la Roman TV, respectiv de la ziarul Vestea Neamț, că ar conține cuvinte licențioase, pe de o parte pentru că este în argou, este engleză americană, argou, pe de altă parte pentru că cei care am urmărit spectacolul sau mai bine zis înregistrarea video, este vorba de consilierul educativ și responsabilul de la Comisia Diriginților, persoane care au fost delegate din partea Consiliului de Administrație și Consiliul Profesoral să se ocupe de programul artistic, nu cunosc limba engleză. Au făcut în școala, în liceu și în facultate, au făcut limba franceză și limba rusă. Au urmărit dansul în ansamblul său, astfel încât să nu fie mișcări lascive, să nu fie mișcări care pot fi interpretate eronat, având în vedere scandalul care a avut loc la Cluj. La finalul spectacolului, la finalul concursului, a intrat în scenă trupa cu Dance Art Valion și au prezentat spectacolul. Nimeni din sală nu a sesizat nimic. Deci au fost profesori de la Colegiul Tehnic Petru Poni care au urmărit spectacolul, au fost părinții concurentelor noastre de la concursul de Miss, au urmărit spectacolul, nimeni nu a înțeles nimic din cuvintele respective și nu a dat importanță semnificației acestor cuvinte. Neînțelegând, nu poți să dai importanță cuvintelor. Deci noi nu am sesizat nimic anormal, nici la repetiție și nici în spectacol. Da, spuneți, atunci incidentul ați aflat după ce a apărut în presă? Deci am aflat despre incident în momentul în care a fost publicat în Vestea. Nu am fost puși la curent dinainte de sâmbătă seara, am aflat noi. Adică am aflat eu.
sâmbătă seara, că este vorba despre... Da, balul când a avut loc? Vineri? Deci balul a avut loc vineri seara, de la ora 4 și jumătate până la ora 7, pe scena Casei de Cultură. Cu aprobarea inspectoratului școlar, de rigoare, nu? Deci am avut toate aprobările, adică ni s-a permis să mergem și să desfășurăm spectacolul și la Casa de Cultură, pentru că noi am închiriat sala, deci n-am putut să-l desfășurăm în școală din două motive. Unu, că am închiriat sala de la Casa de Cultură cu mult timp înainte și n-am mai reziliat contractul și, din al doilea punct de vedere, că sala noastră de festivități nu are o capacitate foarte mare, deci nu putem primi acolo decât 120 de elevi, ca să le asigurăm condițiile de siguranță impuse de ISU. Și nu avem o sală de sport, așa cum au alte licee, o sală de sport funcțională. Și câți elevi ați avut în sală? Câți elevi? Sală plină? Nu a fost sala plină. Cred că au fost în jur de 240-300 de elevi. Da. Cu aproximație. Da. Bun, deci cam asta ar fi. Ați avut... Deci, au fost repercursiuni asupra anchetă de la inspectoratul școlar? Bineînțeles, bineînțeles. Bineînțeles, am dat declarații cu privire la modul în care am organizat balul bobocilor, cu privire la persoanele implicate în organizare, au fost consultați copiii organizatori de la clasa a 12-a. Noi am avut un grup de elevi din mai multe clase care s-au ocupat de spectacol, de organizarea balului bobocilor. S-a soldat cu vreo sancțiune de la inspectorat? Deocamdată ancheta este în derulare. Cine a făcut ancheta? Deci domnul inspector școlar general, Viorel Stan, și cu inspectorul teritorial al Colegiului Tehnic Petru Poni, doamna inspector Camelia Nesa.